Ce-și mai poate dori un om care, în 20 septembrie, a împlinit 42 de ani și a ajuns deja să conducă cel mai important partid politic din România, precum și guvernul celei de-a șaptea țări din Uniunea Europeană. Lui Victor Ponta i-a mai rămas doar funcția de președinte al României, astfel că a pornit în cursa pentru Cotroceni. A absolvit Facultatea de Drept din București și a fost procuror. În 2001, premierul de atunci, Adrian Năstase, l-a remarcat și l-a adus în PDSR, dându-i o funcție în guvern. A urmat apoi o ascensiune politică rapidă pentru Victor Ponta, care avea sprijinul celor doi grei ai PSD-ului, Adrian Năstase și Ion Iliescu. În 2004 a intrat în Parlament ca deputat, iar 4 ani mai târziu, în primul guvern Boc, Victor Ponta a fost ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. A ajuns să conducă PSD după eșecul înregistrat de Mircea Joană în cursa prezidențială din 2009, astfel că în februarie 2010, Victor Ponta este ales președinte al celui mai mare partid românesc, iar 2 ani mai târziu semnează alături de Crin Antonescu cea mai importantă coaliție antiguvernamentală din poziția de copreședinte al acesteia, USL. Scopul principal al acestei alianțe era lupta politică împotriva guvernării PDL și demiterea președintelui în funcție, Traian Băsescu, dar și accederea la putere. Înțelegerea era ca Victor Ponta să fie numit premier, iar Crin Antonescu să ajungă președintele României. Prima parte a înțelegerii s-a realizat în 7 mai 2012, Victor Ponta fiind desemnat premier și împuternicit să creeze guvernul. Imediat după alegerile din același an au început și problemele în alianță, liberalii fiind tot mai puțin convinși că PSD-ul condus de Ponta își va păstra promisiunea de a-l desemna pe Antonescu drept candidat al USL la prezidențiale. Astfel că în luna februarie acestui an, USL s-a rupt oficial. Deși se părea că Victor Ponta nu se simte confortabil ca potențial candidat la președinția României, decizia s-a luat în această vară și premierul a pornit imediat campania preelectorală. În acest moment, Victor Viorel Ponta este cotat cu șansele cele mai mari de a intra în turul 2, însă scorul obținut de partid la alegerile europarlamentare arată că nu are un procent suficient pentru a câștiga în turul 2 în fața candidatului Dreptei, așa că Victor Ponta trebuie să convingă electoratul altor partide să-l susțină în alegeri. În favoarea lui Victor Viorel Ponta pledează apartenența la cel mai mare partid din țară, care se bazează pe structuri teritoriale puternice și mai ales pe aleșii locali, care câștigă cu repetiție alegerile locale. Dar de numele lui Victor Ponta se leagă și câteva scandaluri mediatice, care merg de la plagiatul propriei teze de doctorat până la susținerea fără rezerve a baronilor de partid, urmăriți penal și chiar condamnați. Ultimul scandal legat de numele lui Ponta este cel al ofițerului acoperit SIE. Cert este că Victor Ponta va fi în turul 2 al alegerilor prezidențiale, cu șanse mari de a ajunge președintele României.